tot se vorbește de politică, tot se vorbește de... Care ar fi aceste probleme cu care se confruntă oamenii? Important, omul începe să se închidă în sine. Toată lumea se spune, viți-vă dușmanii, așa că nu faci lucruri. Bună ziua, domnilor, domnișoarelor și domnilor! Ne aflăm la Capela Franciscană Sfântul Anton din Carei și am dorit în această emisiune să tratăm o temă de bază și de actualitate din timpurile noastre, conviețuirea dintre oameni de religii diferite, de etnii diferite. În această capelă a Sfântului Anton din Carei mă aflu cu părintele paroh, călugăr franciscan Agu Emanuel, păstorul acestei comunități de frați din Carei. Bună, Emi, bine ai venit și mulțumim pentru faptul că ne-ai permis ca să facem această emisiune la voi în convent. Înainte de toate, vreau să salut pe cei care ne urmăresc cu salutul creștinesc, lăudat să fie Iisus și Maria, pace și bine, așa cum este salutul franciscan. Bine ați venit și sperăm ca să retrăim, să trăim niște momente pentru a putea învăța din viața bisericii, din viața sfinților, câte ceva pentru sufletele noastre. Situată în stațiunea Băile Felix, pe partea stângă a drumului național Oradea-Deva, la aproximativ 900 de metri de spitalul de recuperare, pensiunea Tista vă oferă camere cu 1-2 paturi după cele mai exigente gusturi, dotate cu televizor LCD, cablu TV, internet wireless, mini frigideri și băi proprii, dotate cu cabină de duș cu hidromasaj. De asemenea, oferim gratuit pentru clienții pensiunii accesul la biliard, tenis de masă și fitness. Informații și rezervări le puteți obține la numerul de telefon 0259-31-8182 și 0744-790-350. Ai nevoie de cineva care să te protejeze? Vino la MLC Group Security și vă oferă alături de tine, pentru că noi tratăm cu seriozitate, promptitudine și eficiență tot ceea ce facem. Îți oferim bază și protecție pentru bunuri și valori, bază umană și servicii de gardă de corp. Ne puteți contacta la numerele de telefon 0744-255-400 și 0769-698-485. MLC Group Security. Pentru că ai nevoie de un prieten. Damiseri, rapiditate și promptitudine. Damiseri, confort și eleganță la prețuri fără concurență. Damiseri, curse din satul mare în Carei din jumătate în jumătate de oră. Damiseri, pentru drumuri bune. Florăria Belis vă oferă flori pentru toate ocaziile. Contactați-ne pe strada Liviu Rebreanu numărul 90 din Satul Mare și la numerele de telefon 0261-717216 și 0744-892-848. Vă așteptăm! Complexul turistic Prezident din Băile Felix vă așteaptă la noul centru de distracții sub denumirea de Aqua Prezident. Aici puteți să vă relaxați printr-un centru de distracții cu diferite jocuri sportive sau mecanice și o zonă cu bazine, cu
următoarele dotări: topogan interior, topogan exterior, bila generatoare de valuri, 13 bazine interioare, bazine exterioare, zonă copii, grotă mediteraneană, saună turcească și finlandeză, duș emoțional, baie turcească, VIP area, pool, bar, masaj, dar și restaurant, terasă, bowling, biliard, darts, mini fotbal, ice hockey, tenis de masă și jocuri mecanice. Aquapark este deschis tot timpul anului, funcționând cu apă termală care are temperatura de 37 de grade Celsius, putând absorbi un trafic de 700-800 persoane pe zi. Informații și rezervări le puteți obține la numerele de telefon 0259318084 și 0727228294. Aqua President, relaxare și distracție pentru întreaga familie. Vrei să te simți bine în pielea ta? Spencer te așteaptă. Vrei să reușești în tot ceea ce încerci? Spencer te așteaptă. Vrei să dăruiești încredere oriunde te afli? Spencer te așteaptă. Te așteptăm la sediul nostru din Satu Mare sau la magazinele de prezentare cu vânzare din Baia Mare, Zalău și Oradea. Pentru informații și comenzi, puteți apela numerele de telefon 0261-713530 și 0744-753076. Vă așteptăm la noi! Spencer, garanția calității în confecții. Expresiv lucrează pentru oameni. Numele meu este Monica, lucrez la Expresiv de 7 ani. Pot să vă spun că este o firmă serioasă. Lucrăm în confecții îmbrăcăminte mătate. Eu zic că ceea ce ne reprezintă este emblema firmei, care este un simbol al calității. Expresiv lucrează cu oameni. Lucrez în această firmă de 8 ani jumate. Este un colectiv cu care ne putem înțelege și aș recomanda tuturor acest loc de muncă. Expresiv, producător de confecții textile. Revenind la emisiunea noastră, vreau ca să vă spun că în această zonă a Careiului locuiesc de o bună perioadă de timp o comunitate de călugări franciscani, frați minori conventuali franciscani, care au ca obiectiv slujirea săracilor, a persoanelor care au nevoie de ajutor spiritual. Părinte Emanuel, câteva cuvinte despre Ordinul Fraților Minori Conventuali Franciscani și de când funcționează ei în Ardeal, de când își desfășoară activitatea în Ardeal? Da, Ordinul Fraților Franciscani Conventuali în țara noastră este de foarte mult timp, dar în special în zona Transilvaniei, a venit practic în perioada în al preasfinției sale Valeriu Traian Frențiu, episcop de Oradea. Asta prin anii? 1920-1952 a fost perioada. Atunci preasfinția sa a cerut curiei generale de la Roma, a fraților minori conventuali, ca să trimită frați în eparhia sa, deci în Transilvania, din Moldova. Hai ca să specificăm. Deci, preasfinția sa, Valeriu Traian Frențiu, a fost episcop greco-catolic de Oradea. Da, de Oradea, da. Și a cerut asistența fraților minori conventuali în eparhia sa. Da? Acest ordin franciscan fiind ordin romano-catolic. Ordin romano-catolic, ordinul Sfântului Francis de Assisi din Italia, cum foarte mulți știu. Deci a cerut acest ajutor și cu această ocazie vin în eparhia de Oradea, deci în zona Transilvaniei, anumiți frați care să slujească și să împărtășească experiența de viață franciscană.
Atunci s-au înființat 5 parohii cu filiile lor, mai precis Oradia, după aia Sanislău, Gruinlung, Drăgești, Decăneștiu și 2 în mitropolia de Blaj, adică mai bine zis la Bilbor, județul Mureș, și parohia numărul 4, București. După aceea, în toată această perioadă, frații au încercat să se dedice persoanelor nevoiașe, familiilor care o duceau mai greu din punct de vedere material, dar și spiritual. În ce sens îi ajutau din punct de vedere material pe locuitori? Deci, prin vizitele lor, prin o împărtășire spirituală, le oferea ajutorul și trupesc, am putea spune, dar și sufletesc. După aceea, cum știm prea bine, perioada comunistă, în care Biserica Greco-Catolică a fost desființată, cultul greco-catolic, mai precis în anul 1948, și de atunci a fost o perioadă îndelungată în care frații franciscani nu au mai activat, deci în zona Transilvania. A fost o revenire după aceea, după Revoluția din 1989, cu părintele Ștefan Tătaru, care după o perioadă lungă de ani grei în închisoare, a revenit în ritul greco-catolic oriental și, practic, în anul 1993, la insistențele preasfinției sale Vasile Hosu, a reluat lucrările construirii Bisericii Maicii Domnului din Oradia. Care mai târziu a devenit mănăstire... Care mai târziu a devenit mănăstire franciscană, cu primul pelerinaj din anul 1994, atunci a avut loc primul pelerinaj la această mănăstire. După aceea, prezența fraților aici, în Carei, în municipiul Carei, datează din anul 1997, la cererea credincioșilor, a venit primul frate prin părintele Matei Eusebiu, care la început a stat într-un apartament în Carei. După aceea, să spunem că această comunitate s-a închegat prin venirea părintelui Mihai Vătămânelu în anul 1999 și după aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a reușit să se cumpere un imobil care a devenit mai târziu biserică, capela Sfântului Anton și conventul Sfântului Anton de Padova, unde ne aflăm acum. Cam acestea, în general, sunt lucrurile care pot să le spun despre prezența noastră în această zonă a Transilvaniei și aici, în orașul Carei. După aceea, în ceea ce ne privește pe noi, activitățile noastre sunt foarte multe aici, în Carei. În primul rând, încercăm să dăm exemplu în comunitate de o fraternitate, așa cum ne cere Sfântul nostru Părinte Francisc, după aceea să transmitem oamenilor ceea ce noi trăim, ceea ce nu este un lucru foarte ușor, dacă ne gândim la problemele actuale pe care le trăiește Biserica. Hai ca să facem o lămurire pentru telespectatori. Da. Sunteți frați călugări care aparțineți de Ordinul Franciscan, Ordinul Fraților Minor Conventual Franciscani, înființat de către Sfântul Francisc de Assisi prin secolul XIII, da? Da. Sunteți un ordin de contemplație, sunteți un ordin misionar. În ce constă activitatea voastră? Deci, Ordinul Franciscan este un ordin apostolic, un ordin care nu este neapărat un ordin contemplativ, ci un ordin care se dedică persoanelor care au nevoie de ajutor în primul rând. Deci, un ordin apostolic în primul rând. După aceea, în ceea ce privește activitatea acestor frați, s-a răspândit foarte mult în toată lumea, mai ales prin comunitățile care sunt și astăzi în toată lumea. Ce aș putea să mai spun? Câți frați cuprinde Ordinul la ora actuală? Ordinul Fraților Minor Conventual, cu exactitate numărul, nu-l pot spune, dar circa 2500 de frați la nivel mondial. Și în ce zone ale lumii sunt răspândiți? Sunt răspândiți în primul rând în Europa, în diferite țări, după aia sunt răspândiți chiar și în America Latină, în America Centrală,
un pic peste tot, chiar și în Africa avem comunități franciscane. Sunt răspândiți aproape în toate zonele, în toate continentele cu siguranță, în special sunt prezenți în număr mai mare în America Latină și în Europa. Și în ce fel ajută ei, de exemplu în Africa, în ce fel ajută călugării franciscani comunitățile de oameni din acele locuri? În primul rând, ei trebuie să se adapteze climatului de acolo, după aceea trebuie să cunoască tradiția, obiceiurile care sunt acolo și cu timpul ei vor încerca să trăiască în primul rând în viața lor această experiență a Sfântului Francisc și să o redea celor care îi ascultă sau acelora care sunt în slujba lor. În primul rând, se dedică săracilor. Cum știm prea bine, Africa este un continent foarte sărac, în special unele țări. În primul rând, ei se ocupă cu cei săraci în a ajuta, a le da alimente, apă și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, stă la dispoziția bolnavilor, a celor care suferă. Ordinul nostru franciscan în Africa a deschis și multe centre medicale, tocmai pentru a veni în ajutorul persoanelor care suferă diferite boli. Și de aceea... Sunt persoane pregătite din punct de vedere medical ca să îngrijească băștinașii respectivi? Cu siguranță, cu siguranță. Ordinul fraților franciscani este foarte bogat. În ce sens? Sunt frați și profesori, frați și doctori sunt, frați, am putea spune, în toate domeniile și acolo sunt trimiși doar frații care sunt specializați în acele domenii. Pentru că sănătatea, cum știm prea bine, este un dar prețios al lui Dumnezeu și trebuie să tratăm bolnavii ca atare pentru ca ei să poată după aceea să își revină. De unde vine termenul, cuvântul de frate? Termenul de frate, am putea spune că vine de la Sfântul Francisc. Călugăr este un alt lucru. Noi suntem numiți frați franciscani pentru că Sfântul Părinte Francisc, el nu a dorit să stea singur într-o mănăstire, ci a dorit să retrăiască Evanghelia lui Hristos, să devină un alt Hristos. Și în acel moment, persoanele care au văzut exemplul lui, că trăia sărac, umil, a lăsat totul și l-a urmat pe Hristos, au început să-l urmeze pe Sfântul Francis de Asizi și atunci el a numit pe acei care îl urmau frați. Și de atunci se numesc frații franciscani, adică urmașii Sfântului Francisc de Asizi. Din ce timp am putea localiza noi prezența primilor frați franciscani pe teritoriul Moldovei, să zicem, sau... Cu aproximație, sper să nu greșesc, suntem în perioada anilor 1290, când primii misionari italieni care au venit pe teritoriul Moldovei. Și cam în ce zone s-au pripășit în Moldova? Cam prin ce localități acum fiind cunoscute? Deci, în primul rând, au venit în actuala dieceză de Iași. De fapt, primul episcop este și franciscan, am putea spune. Dar în perioada episcopiei de Iași, chiar a Romanului, în zona Bacăului, deci în zonele acelea, primii frați au venit ca să, într-un pământ de misiune, că era un pământ de misiune. Și de aceea, ușor, ușor, iată că astăzi avem un număr așa de mult de frați franciscani pe teritoriul țării noastre. Câteva cuvinte despre mănăstirea Sfântul Anton de Padova, din ce este constituită, cum vă desfășurați activitatea, ce condiții aveți de locuit, de conviețuit... Da, așa cum spuneam la început, a fost cumpărată o casă, după aceea a fost împărțită în două. Actuala capelă în care suntem acum și partea cealaltă este conventul, am spune noi, mănăstirea. În mănăstire suntem trei frați
și este și casă parohială în același timp, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să construim și un oratoriu unde ne desfășurăm activitățile. Oratoriu, să facem o traducere în limba română, probabil este un termen din limba italiană. Din limba latină, orație, a se ruga. Da, un loc de rugăciune. Da, dar este o sală de cateze pe care noi am numit-o așa, Oratoriu Sfântului Anton de Padova, și acolo ne desfășurăm toate activitățile cu tinerii și copiii. Așa, din punct de vedere pastoral, pentru că spuneam că noi la început, frații, trebuie să trăim fraternitatea, comuniunea pe care ne cere însuși Dumnezeu ca să o trăim prin exemplul Sfântului Francisc, în afară de fraternitatea pe care o avem și ceea ce încercăm noi să trăim, mai avem și o activitate pastorală, pentru că este și parohie, o activitate pastorală, fie cu credincioșii, cu tinerii și cu copiii, de ce nu. Încă de la început, preoții care au trecut prin această parohie s-au ocupat în special de parohie, de persoanele care aveau nevoie de asistență spirituală, și în acest sens nu pot spune că au fost neglijați bolnavii. Și la bolnavi se merge în fiecare vinerea din tâi din lună, după aceea la Căminul de Bătrâni, acolo unde vizităm bolnavii și tot acolo ținem și o liturghie lunară. Mai mult, în perioada Crăciunului, după spectacolul pe care noi îl oferim an de an careienilor, iată, după aceea noi împreună cu adulții, dar și cu corul copiilor, al tinerilor, mergem și colindăm și la bătrâni, ceea ce pentru ei este o mare bucurie. Așadar, noi încercăm să dăm o mărturie vie de ceea ce noi trăim și ceea ce ne cere Dumnezeu. Acum unde ne aflăm? În ce zona mănăstirii? Acum noi ne aflăm în fața mănăstirii, practic. Spuneam că este a doua parte a acestui imobil, care a devenit mănăstire. Și aici unde ne aflăm acum, practic este grădina noastră, cu taul în mijloc, taul franciscan. Și în spate este oratorul de care vorbeam mai înainte, unde ne ținem activitățile cu tinerii, cu copii, dar chiar și cu adulții, întâlnirile care se fac cu adulții. Hai ca să revenim la activitățile pe care voi le țineți cu adulții și cu persoanele în vârstă. Ce fel de activități? Am înțeles că există anumite asociații de creștini care au o activitate caritativă bogată în cadrul bisericii. Da, în primul rând aș începe cu un grup care de rugăciune, care în fiecare dimineață, înainte de liturghie, se roagă rugăciunea rozariului și după aceea participă la Sfânta Liturghie. După aceea, în cadrul parohiei noastre, mai avem și grupul Reuniunii Mariane, cu care în fiecare lună avem o întâlnire. Reuniunea Mariană fiind o asociație? O asociație Cu specific Marian, adică dedicat Sfinte Fecioare Maria, cu activități în cinstea Sfinte Fecioare Maria. Nu numai rugăciune, dar și activități caritative, în special pentru cei bolnavi. Cum spuneam că se merge la căminele de bătrâni, la spital, da. Spectacolele de Crăciun sunt... Da, în legătură cu ceea ce spuneam mai înainte, acest grup de reuniune mariană, cu care avem întâlnire în fiecare lună, în afară de a se ruga rozariul Sfintei Fecioare Maria, mai participă lunar și la liturghia de care spuneam mai înainte, care o celebrăm la Căminul de Bătrâni o dată pe lună. Activități în afara acestor spuse până acum, mai sunt activități caritative. A fost o perioadă chiar când unii dintre ei se ocupau, strângeau alimente, după aceea le distribuiau persoanelor sărace din oraș. După aceea mai avem grupul Terțiarii Franciscani, pentru cei care nu știu, este al treilea ordin franciscan, adică nu trebuie să fii neapărat preot sau, mă rog, o persoană evlavioasă, consacrată lui Dumnezeu. Acest ordin a fost înființat tot de Sfântul Părinte Francisc pentru persoanele care vor să trăiască o viață franciscană
în cadrul familiei. Deci este pentru familii, pentru tineri, pentru oricine dorește să intre în al treilea ordin franciscan, doar să trăiască carisma franciscană. Și ce condiții sunt puse pentru desfășurarea activității în acest ordin al treilea? Da, condițiile sunt mai multe. Unele dintre aceste condiții este să-ți dorești să devii terțiar franciscan, după aceea să trăiești sfaturile Sfintei Evangheliei. Și care ar fi aceste sfaturi? Sărăcia, ascultarea și curăția. Sărăcia în ce sens? Sărăcia, adică deslipirea de lucruri. Chiar dacă eu posed unele lucruri, să nu mă lipesc de ele. Totdeauna în viața a franciscanului, dar și a terțiarului franciscan, trebuie să primeze Dumnezeu. După aceea, lucrurile trecătoare. De aceea spunem că avem acest grup de terțiari franciscani care, cum ne pregătim acum pentru această mare sărbătoare a Sfântului Anton de Padova de pe 13 iunie, ei vor depune profesiunea și vor intra așa în ordinul terțiar franciscan. Ce înseamnă profesiune? Profesiune sunt primele voturi, deci este perioada de probă, să spunem așa, fac o experiență, depun aceste voturi pe o perioadă de timp și după aceea, dacă ei cred de cuviință că nu se pot conforma vieții sau sfaturilor evanghelice sau cerințelor de terțiar franciscan, poate să renunțe după aceea. Hai ca să revenim la sfaturile evanghelice pe care le-ai enumerat. Ascultare față de cine trebuie ca să... În primul rând, ascultare față de Dumnezeu și față de biserică. Iar biserica, cum știm prea bine, este condusă și este practic înființată de Hristos. Și pentru aceasta, cei care fac aceste sfaturi trebuie să asculte de Dumnezeu prin biserică, iar prin biserică de superiorii lor direcți, care sunt provinciali, sau, mă rog, diferite persoane. Superiorii spirituale. Superiorul ordinului respectiv sau al congregației respective, în mâna căruia depun și aceste voturi sau aceste sfaturi evanghelice. În ceea ce privește castitatea, da. Ce fel de castitate, știind că aceste persoane sunt căsătorite, spuneai că sunt din lume familii care au, da, viață de familie. Cu toții știm că a trăi castitatea este un lucru destul de complicat. În schimb, biserica o cere tuturor, nu o cere numai preoților necăsătoriți, nu o cere numai preoților căsătoriți, o cere tuturor. În ce sens? Curăția sufletului se demonstrează și prin curăția trupului. Adică este folosirea corectă și așa cum ne cere Dumnezeu, a ceea ce noi suntem persoane, om și femeie. Deci să nu abuzăm de ceea ce suntem noi, pentru că noi suntem în primul rând temple ale lui Dumnezeu și de aceea noi trebuie să respectăm trupul nostru și în această privință curăția nu înseamnă lipsa totală de la raportul, mă refer la persoanele căsătorite sau persoanele preoți căsătoriți în sensul acesta, ci să avem o moderație, să spunem așa, în ceea ce privește votul curăției. Să respectăm pe cel de lângă noi, soțul să respecte soția și soția să respecte soțul. Situată în stațiunea Băile Felix, pe partea stângă a drumului național Oradea-Deva, la aproximativ 900 de metri de spitalul de recuperare, pensiunea Tista vă oferă camere cu 1-2 paturi după cele mai exigente gusturi, dotate cu televizor, LCD, cablu TV, internet wireless, mini frigider și băi proprii, dotate cu cabină de duș cu hidromasaj. De asemenea, oferim gratuit pentru clienții pensiunii accesul la biliard, tenis de masă și fitness. Informații și rezervări le puteți obține la numărul de telefon 0259 31 8182 și 0744 479 350.
Ai nevoie de cineva care să te protejeze? Vino la MLC Group Security și vă ofer alături de tine, pentru că noi cadăm cu seriozitate, promptitudine și eficiență tot ceea ce facem. Îți oferim bază și protecție pentru bunuri și valori, bază umană și servicii de gardă de corp. Ne puteți contacta la numerele de telefon 0744255400 și 0769698485. MLC Group Security. Pentru că ai nevoie de un prieten. Danise, rapiditate și promptitudine. Danise, confort și eleganță la prețuri fără concurență. Danise, curse din satul mare în carei din jumătate în jumătate de oră. Danise, pentru drumuri bune. Floraria Belis vă oferă flori pentru toate ocaziile. Contactați-ne pe strada Liviu Rebreanu numărul 90 din Satu Mare și la numerele de telefon 0261717216 și 0744892848. Vă așteptăm! Complexul turistic Prezident din Băile Felix vă așteaptă la noul centru de distracții sub denumirea de Aqua Prezident. Aici puteți să vă relaxați printr-un centru de distracții cu diferite jocuri sportive sau mecanice și o zonă cu bazine, cu următoarele dotări: topogan interior, topogan exterior, bila generatoare de valuri, 13 bazine interioare, bazine exterioare, zonă copii, grotă mediteraneană, saună turcească și finlandeză, duș emoțional, baie turcească, VIP area, pool, bar, masaj, dar și restaurant, terasă, bowling, biliard, darts, mini fotbal, ice hockey, tenis de masă și jocuri mecanice. Aquapark este deschis tot timpul anului, funcționând cu apă termală care are temperatura de 37 de grade Celsius, putând absorbi un trafic de 700-800 persoane pe zi. Informații și rezervări le puteți obține la numerele de telefon 0259318084 și 0727228294. Aqua Prezident, relaxare și distracție pentru întreaga familie. Vrei să te simți bine în pielea ta? Spencer te așteaptă. Vrei să reușești în tot ceea ce încerci? Spencer te așteaptă. Vrei să dăruiești încredere oriunde te afli? Spencer te așteaptă. Te așteptăm la sediul nostru din Satu Mare sau la magazinele de prezentare cu vânzare din Baia Mare, Zalău și Oradea. Pentru informații și comenzi, puteți apela numerele de telefon 0261713530 și 0744653076. Vă așteptăm la noi! Spencer, garanția calității în confecții. Expresiv lucrează pentru oameni. Numele meu este Monica, lucrez la Expresiv de 7 ani. Pot să vă spun că este o firmă serioasă. Lucrăm cu confecții, îmbrăcăminte de mătate. Eu zic că ceea ce ne reprezintă este emblema firmei, care este un simbol al calității. Expresiv lucrează cu oameni. Lucrez în această firmă de 8 ani jumate. Este un colectiv cu care ne putem înțelege și aș recomanda tuturor acest loc de muncă. Expresiv, producător de confecții textile. Pentru cei care ați deschis ecranele mai târziu, micile ecrane ale televizorului, ne aflăm în cadrul Mănăstirii Franciscane Sfântul Anton de Padova din Carei și am plăcerea ca să am un interlocutor de discuții, un preot franciscan, este vorba de Emanuel Agu. Părinte Emanuel, ne-ai vorbit despre activitățile de pastorație cu persoanele adulte și persoanele vârstnice, despre reuniunea mariană, despre terțiarii franciscani. Câteva cuvinte despre activitățile pe care voi le faceți cu copiii, cu tinerii din parohie.
Da, încă de la început, frații franciscani care au activat în această parohie s-au ocupat de tineri și de copii. Dar trebuie să menționez faptul că atunci când a venit primul preot, Eusebiu Matei, după aceea părintele Mihai Vătămănelul, iată că nu era închegat încă un grup de tineri și în special în persoana părintelui Mihai Vătămănelul, în perioada cât a activat el aici, s-a închegat un frumos grup de tineri. Și iată că activitățile care le-am avut cu acești tineri și pe care le avem sunt multiple. Unele dintre acestea avem cateheză în fiecare vineri cu acești tineri. Cateheză fiind... Cateheză nu este ora de religie, cateheza este ora de educație spirituală și morală a tinerilor, în care se oferă și o educație socială, am putea spune, umană. Pentru că în cadrul orelor de cateze, practic ea este formată din două părți. În prima parte se vorbește despre o temă religioasă, dar nu este niciodată un monolog, ci un dialog cu tinerii. După aceea, a doua parte, pregătim cântecele pentru liturghia de duminică, pentru că avem liturghia la ora 12 pentru tineri și copii în fiecare duminică. Pregătim aceste cântece și ultimul sfert de oră, diferite jocuri, momente de distracție, să le spunem așa. În afară de aceste activități, noi cu tinerii, în fiecare an de Crăciun, organizăm spectacole legate de această mare sărbătoare, în care ei participă trup și suflet, nu numai cu cântece, dar și cu dansuri și cu cântece solo. După aceea, nu se termină totul aici, pentru că în cununarea acestor ore de cateză sunt taberele de vară. În fiecare an, chiar dacă este greu, este criză, noi, frații franciscani, încercăm totuși, cu ajutorul providenței, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facem în așa fel ca să putem să organizăm această tabără de vară cu tinerii și copiii. După aceea, în afară de tabăra de vară, participăm la diferitele întâlniri la nivel de eparhie cu celelalte parohii din dieceză, dar și la nivel național cu celelalte eparhii sau episcopii din țară. Deci, în ansamblu, am participat cu tinerii de aici pe la toate întâlnirile și cu siguranță cei care au trecut prin această parohie, prin grupul de tineri și de copii, au putut să experimenteze un pic viața cu Dumnezeu și să-și însușeze anumite valori, fie morale, fie umane. Ce-i motivează pe copii și pe tineri să vină în aceste activități pe care voi le inițiați și le conduceți? În primul rând, când am făcut întrebarea la unul dintre tineri, voi de ce veniți la orele de cateză, unul dintre ei mi-a răspuns, pentru că ne simțim bine. Ori dacă un tânăr ajunge să spune pentru că ne simțim bine, înseamnă că s-a închegat un grup frumos în care ei se simt într-adevăr bine. Noi nu le oferim numai partea teoretică, dar și partea practică, pentru că stăm foarte mult împreună cu ei și ceea ce îi motivează foarte mult este faptul că stăm alături de ei și le ascultăm problemele. Orice întrebare pe care ei ne-o fac, noi încercăm să le dăm răspunsul și în special întrebări legate de problemele actuale ale tinerilor în viața bisericii, dar și în viața socială. În ce fel se leagă aceste activități ale copiilor, tinerilor cu activitățile adulților? Există puncte comune, acțiuni comune în acest sens? Da, aș putea spune că sunt, chiar dacă nu foarte multe, în special în perioada sărbătorilor, când organizăm spectacole de Crăciun. Chiar dacă este corul parohiei și corul tinerilor, la sfârșit ne adunăm și împreună încercăm să ne simțim o parohie. De aceea și în afară de aceste momente se mai întâlnesc între ei pe stradă și mai discută cum merge, cum nu merge. Deci eu cred că este o parohie cât de cât închegată și
chiar dacă nu este un pământ de misiune în zona aceasta, în orașul Carei, în schimb este mult, mult de muncă, pentru că ei, cum știm prea bine, în această, în perioada comunismului, au pierdut foarte mult și este o revenire la credința lor de dinainte. Și de aceea noi încercăm să-i facem să retrăiască ceea ce au retrăit străbunii lor. De unde sunteți voi, cei trei frați preoți franciscani, minori, conventuali? Da, suntem toți din Moldova, zona Romanului. De altfel, toți preoții care au trecut pe aici, tot din zona, din Moldova suntem toți. Deci putem spune că zona, zona Moldovei a fost o pepinieră de preoți din care s-a hrănit zona Transilvaniei Ardealului. Da, anumite parohii, am putea spune, anumite realități din zona Transilvaniei. Și activăm, așa cum spunea, de o lungă perioadă, special la Oradea și acum din 97 în orașul Carei. Deci toți suntem moldoveni. Toți sunteți moldoveni, da. Și sigur ați reușit să faceți o comparație dintre realitatea societății din Moldova și realitatea oamenilor de aici. Vezi vreo diferență? Acum depinde de experiența fiecărui frate, pentru că eu personal, cum știi și tu prea bine, am studiat în afară, în Italia, și am trăit foarte puțin. Doar unde ai studiat? La Bologna și la Assisi, în total 6 ani. Deci, Bologna este prima facultate din Europa, din Europa, da, înființată de Sfântul Anton de Padova, nu? Da, este prima facultate din Europa, dar nu asta este importantă, revenind la întrebare. Depinde de experiența fiecărui frate, pentru că pentru mine personal am văzut, contează foarte mult experiența care o ai în zona în care ai trăit înainte. Frații care au venit din Moldova, cum este părintele Daniel, părintele Gabriel, s-au adaptat la realitate. În schimb, se vede oarecare diferență de mentalitate. Eu am observat-o încă de la început, pentru că este greu. Noi, cum suntem preoți romano-catolici, trăind într-o realitate a Bisericii Greco-Catolice, am observat foarte multe lucruri noi, care pentru noi este o bogăție, la o adică, pentru că cunoscând o altă realitate, îți dai seama că lumea are foarte multă bogăție în sine și prin diferitele confesiuni și religii. De aceea nu ne-a fost greu, dar, așa cum spuneam și la început, e o chestiune de adaptare a fraților oriunde merg. Cum spuneam înainte, sunt frați care sunt plecați în Africa, în America Latină. Primul lucru, trebuie să te adaptezi tradițiilor, cerințelor acelei zone și după aceea vine mesajul pe care dorești să-l transmiți. Frații sunt aceia care trebuie să servească, care trebuie să slujească, să înțelegem comunitățile respective în dezvoltarea lor. Da, în primul rând trebuie să le înțeleagă și după aceea trebuie să le ajute în diferitele probleme cu care se confruntă. Care ar fi aceste probleme? Care ar fi problemele cu care vă confruntați voi la nivel pastoral aici în Carei? Eu aș spune că probleme sunt nu numai la nivel pastoral, probleme sunt de mai multe de puncte de vedere, dar oprindu-ne la acest nivel pastoral, nu numai în parohia noastră, ci în foarte multe parohii, discutând, vorbind cu alți preoți, mi-am dat seama că este o carență, am putea spune, a prezenței la Sfânta Liturghie a oamenilor. Și este clar că un preot, un frate, când vede acest lucru, trebuie să se întrebe de ce oamenii creștini au devenit, nu toți, cei care nu practică și nu participă. Să fie oare influența consumismului și a capitalismului de vină? Cu siguranță. În zona Moldovei, această problemă este atenuată sau este rezolvată? Din câte știu eu, dacă la început
acolo prezența era mai mare în biserică. Acum cu globalizarea, cu intrarea în Uniunea Europeană, lucrurile s-au schimbat și acolo, pentru că știu toți, și cei care ne privesc știu toți, că astăzi tinerii, ca să scape un pic de sărăcie, de problemele care sunt în țara în care trăim, pleacă în străinătate, la muncă, și de aceea problema pastorală are legătură cu celelalte probleme pe care le trăiește societatea din ziua de astăzi. Sunt probleme la nivel pastoral, sunt probleme la nivel social. Dacă ne facem o întrebare, un tânăr care termină o facultate sau termină un liceu, ce viitor îi oferă astăzi societatea? Atunci, în momentul în care el se întreabă, e clar că pentru el parcă nu mai are sens nici biserica, nu mai are sens nici părinții, nimeni. Pentru că nu li se oferă ceea ce lor trebuie să li se ofere. De aceea, dacă biserica întâmpină și la nivel pastoral aceste probleme, este și datorită faptului că societatea nu face destul pentru tineri și pentru oamenii care doresc să aibă un trai decent. Intrăm oare într-o criză spirituală a societății moderne? Cred că da. Eu nu sunt în măsură să spun, dar în ceea ce privește activitatea de pastorală unde desfășor eu, există totuși o criză spirituală a multor persoane în ziua de astăzi. Și acest lucru s-a observat și în alte țări. Odată cu criza economică, cu problemele sociale, oamenii au devenit un pic mai suspicioși în ceea ce privește biserica. Și chiar chestiunea, problema Dumnezeu. Mulți tineri poate se întreabă ce rost are să mai merg la biserică, ce rost are să mă mai duc să ascult la o oră de cateze sau la ora de religie și așa mai departe. Tinerii trebuie să știe că noi nu putem să mergem singuri înainte. Chiar dacă nu ni se oferă ceea ce noi dorim ca să ni se ofere, să nu uităm că Dumnezeu așteaptă. Dumnezeu este alături de noi în suferințele noastre și chiar și în problemele noastre. Numai noi trebuie să fim aceia care să-L vedem pe Dumnezeu în viața noastră. Care ar fi alte probleme cu care vă confruntați? Alte probleme în afară, pentru că problema principală am putea spune că este problema sufletului, nu? Problemele pastorale. În afară de aceste probleme, am putea spune și problema un pic a sărăciei, pentru că sunt foarte multe persoane sărace care vin și ne cer ajutor. Noi oferim, pe cât ne este și nouă posibil, noi oferim hrană, alimente, dar spuneam pe cât ne este posibil, pentru că pentru toți este criză, dar pentru noi în special, acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să ne dăm interesul să-i ajutăm pe cei săraci. Și chiar dacă vin multe persoane ca să ceară și un sfat și să-i ajutăm din punct de vedere spiritual, noi o facem cu cea mai mare plăcere. În ceea ce privește pe cei săraci, este clar că în momentul în care ne cer ajutor, noi încercăm să le oferim acest ajutor. Și acest ajutor reușește să le îmbunătățească percepția lor asupra vieții, că până la urmă cred că asta urmăriți și voi, să-i ajutați să treacă peste probleme. Lucrul acesta nu pot să știu dacă reușesc. În schimb, noi facem ceea ce ne cere Sfânta Evanghelie. Noi să ajutăm, după aceea lăsăm în mâna Providenței lucrurile să meargă mai înainte. Noi sperăm ca pe cei pe care îi ajutăm, și nu numai noi, biserica întreagă, care prin diferitele organizații, centre caritative, încearcă să-i ajute pe cei săraci, încercăm să trăim spiritul pe care ne-l cere însuși Hristos, să fim alături de cei săraci, de cei bolnavi, de cei care suferă. O altă problemă care ar mai putea să fie este și o problemă de criză a identității personale a tinerilor.
Deci, mulți tineri când termină o facultate, o școală, se întreabă și acum ce fac? Am facultate, am un coleg de-a meu care a făcut facultatea și lucrează pe șantier, dar nici acolo nu este sigur. Și așa mai departe. Deci problema cea mai serioasă care, credem că este în ziua de astăzi, chiar și în viața bisericii, este problema tinerilor. Ce putem noi să transmitem tinerilor din ziua de astăzi? Din păcate, spațiul de emisie acestei emisiuni se apropie de final. Aș vrea ca să spui careienilor, sătmărenilor și tuturor celor care ne urmăresc ce trebuie să facă pentru ca să fie fericiți. Câteva sfaturi în acest sens. Aceasta este o întrebare foarte interesantă pentru a fi fericiți. Marele filozof Immanuel Kant spunea: datoria noastră pe pământ nu este aceea de a fi fericiți, ci de a ne face datoria. Ei, pentru a ne face datoria, trebuie să găsim soluții. Ce înseamnă lucrul acesta? Eu cred că o persoană poate fi fericită doar dacă trăiește fericirea în lăuntrul sufletului său. Este greu să-și găsească această fericire da, din lăuntrul... Da, pentru că astăzi, în zilele pe care noi le trăim, omul, persoana, merge la serviciu, vine acasă, merge în biserică, vine acasă, tot cu aceleași gânduri. Nu suntem, poate, de multe ori capabili să ne debarasăm de problemele pe care le avem zi de zi, probleme la nivel financiar, probleme la nivel sufletesc, probleme la nivel de școală. Toate aceste probleme, din păcate, ne însoțesc 24 din 24 de ori. De multe ori, poate, sunt persoane care nu au somn noaptea. De ce? Pentru că suntem totdeauna legați de aceleași probleme. Însă pentru a găsi cât de cât fericirea sau o viață mai liniștită pentru sufletul nostru, noi trebuie de multe ori în viața noastră să ne oprim și să ne uităm în sufletul nostru și să vedem unde am ajuns. Pentru că este foarte, foarte ușor acum ca noi să nu ne mai interesăm de sufletul nostru. Părinte Emanuel, vreau ca să-ți mulțumesc pentru faptul că ne-ai permis ca să facem această emisiune în această casă a fraților minori conventual franciscani și postul nostru de televiziune Norvest TV va încerca pe cât posibil să fie alături de toate persoanele care doresc să comunice valori și comori de spiritualitate. Și eu vă mulțumesc pe această cale și le mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat și tuturor le doresc ca Bunul Dumnezeu să le dea sănătate și să fie mereu alături de fiecare dintre ei. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, iată-ne la finalul a 50 de minute. Vă așteptăm cu drag pe data de 13 iunie la Carei pentru a sărbători împreună hramul acestei mănăstiri. Sunt Valeriu Ioan și până data viitoare vă doresc ca să auzim numai de bine. Doamne ajută! I have a dream.